Salut, colegu. Dar ce punctual ești, mă? Nu vreau de zara. Gata. Unde mergem? Mergem la spa. M-a invitat colegul meu de la... Fostul meu coleg de muncă, cum te cheamă? Alex. Alex. Și acum căutăm postcode-ul. Nu prea merge cu muzica, nu prea lasă. Nu prea merge. Să-i să spun și o tentă. Am apucat și eu să mănânc un pic, am făcut și un duș rapid. După muncă. Azi trebuia să mă duc la școală, da? Mergem să ne relaxăm și noi. Nu, dacă ieri n-am știut ce trebuie să facem, să sunăm. A fost și ieri, dar ieri nu ne-a primit. A făcut programare pentru azi. Nu, trebuie să sunăm înainte. Ce mai ce de asta, colegă? E clas, e cupe. Arată bine, ha? E 300. Fine. Am grămadă de spațiu în mașina asta. Zici că e limuzină? Asta e resortul la care trebuie să ajungem. E resort, nu? Da. Mall, resort. Centru comercial. Centru comercial. După ne se întoarce, nu? Conduce colegul, zici că e Schumacher. Deci poliție pe aici. Nu știu, are alt schimb? Da. E sabia de la Star Wars, sabia laser. Bariera aia. E frumos tare aici. Vedeți și voi acum când intrăm. Ding. Hello. Nu prea e lume, e bine, nu e aglomerat. Dar cred că în weekend cred că e aglomerat tare pe aici. Da, vine la sâmbătă, la duminică, e nebunie. Oricum, tot felul de magazine pe aici. Uite costume pe aici. Faine.
Tuxedo. Interesant. Piscina e tocmai la etajul 2. Pe acoperiș, nu? Vedem ce privește avem de sus de acolo. Ai vrea să ieși afară de jacuzzi? Nu am curaj. E frigul ăsta. Trebuie să ți antrenezi puțin sistemul imunitar, nu? Pentru că doar o răceală nu se trebuie. Dar n-am văzut videoclipuri de alea cu ruși, cu... era o râsaică pe păi TikTok sau nu știu. Așa se face. Se bagă în apă cu gheață. Iar n-ar trebui să te bagi în apă înghețată. Sony Center, ia uite. Bine, mai ești unde stai cu șezlongul, unde poți să stai cu șezlong și să prezi așa afară, acoperit, știi? Da, la vară. Nu, acum poți să stai. E acoperit, nu e frig. Uite. Deci că e o navă spațială aici. Fain. La etajul 1 aici avem cinema, Cineworld. Noi o să mergem aici, la Santa Spa. E un pic cam departe, e aproape de aeroport. Făcut vreo jumătate de oră, cam așa, maxim. 20 de metri cu mașina de acasă. Yoga. Da, mai sus, la etajul 2. Da, și la ultimul etaj e Sky Bar, mă. Nu-i pe acoperiș, mă, spa-ul ăsta. Păi scrie că la ăsta, la ultimul etaj, la 5 ăla, e Sky Bar, restaurant. Asta e pe un singur colțișor, îți dai seama că pe acoperiș sunt mai multe. O fi. Nu, de Vietnamese Street Kitchen. Uite, și ăsta. Și Vortex e cu jocuri. Și jos la parter acolo, la etajul 1, la parter, când am venit noi, erau și alte fel, altfel de jocuri pentru copii. Asta nu știu, conference venue, nu știu ce e asta. Vox. Noi aici, la Santa Spa, mergem. O piscină cu saună. Vedem și noi ce fel este. Că nu avem voie cu telefoane mobile. Asta este. Dar vă arăt așa un pic. Ia uite. Colegul e deja în apă. Mă bag și eu în apă să văd ce fel este. Ce faine sunt băncile astea cărbinți. Uiteam de băncile astea cărbinți și stai ca lumea pe ele. A fost la saună, e ca lumea. La piscină. Ai tot felul de... E fain. Gagici, alea. Băuturi și manele. N-ai voie să fumezi, n-ai voie să bei. Dar nu-i problemă, că mai mult, nu mai mult. Nu acolo. Am ieșit, uite ce privește avem aici.
chiar ca lumea. Avem aici, am ieșit afară. Nu e rece deloc, dar cum e, mă? E bine? E super. Cald, da? Da. Ia uite, e sabă. Gata, ne băgăm și noi să vedem cum e. A, dar ce bine e pe fotoliile astea. Calde. Astea cam arde. Bine tare, acum după saună. A fost și la piscină mai devreme. Frumos tare. Chiar că e relaxant. Mai duc și voi la spa. Ia zi, mă, cum ți-a plăcut? Ți-a plăcut? Este ok, da. Acceptabil. Nota 5. Acceptabil, nota 5. Hai că o fost frumos, mă, e perfect. E unul meu probe. Nu mai e. Mi-a plăcut, nu mai vin niciodată. Ai apăsat, mă? Da, am apăsat pe 0, dar nu știu. Ground floor. Pe minus 1, pe 0. Pe 0. Am apăsat și minus. Dar nu mai am butoane? Nu, cred că e unul. Numai 0 trebuie să fie. Da. Mi-a plăcut, nu mai vin niciodată. Dar mă, bine, poate să mai vin. E 65 de lei, te rog. Nu e asta, mai jos, dar hai pe scări. Hai că merge pe scări. 65 pe lună e acceptabil. E acceptabil, dar acolo la... În Ayrton e 30 de lei pe lună, da? Păi și nu-i mai bine acolo? La noi, în zona acolo, e 30 de lei pe lună. Aici, la aeroport, e 65. Acolo a fost frumos, ne-am bălăcit un pic. Stat un pic pe acolo. Bala saună umedă, bala saună uscată. Am înotat un pic, am făcut câteva ture de bazin. Nu sunt ok. Relaxant. Masaje cu bule de aer, bule de aer. Bule de aer, nu? Jacuzzi, ce știu mai. Am văzut și ciubărul de afară, frumos, am răcit un pic. Poate nu răcim. Totuși. Gata, s-o dat stingerea. Am stat vreo 3 ore. De fapt, 3 ore am stat. Și gata. Ciao, ciao. Mă, dar mall-ul ăsta zici că e o barcă, așa apare. Hă? Sau mi se pare mie? Zici că e un vapor, așa. În fine. Filmează și colegul, are dashcam. Merge des. Dormim, ne întorci noaptea asta. Nu mai este trafic acum și mai din partea asta. 20 minute. Rachetă. Decolarea. Ne-am drumul la căldură. În scaunul. Iar cu săbile, lasă. Hai, ciao, ciao. Nu? Am speriat, am zis că nu se ridică bariera. Ne pune să plătim. Te-a fost partea rea? Da, dacă e aici, e gratis. Da. Deci parcarea e gratuită, da. Dacă vii la spa-ul ăsta. Bine, la parcarea lor special acolo. Vreau să fie special pe calda asta, dacă tot fii pe calda asta. Să vedem ăștia. Stres suspendat, alea. Suspendat de tot. Uite, mă, camionul ăsta mi-a adus aminte de alea cu Coca-Cola, știi? Aveau tot așa, reflectorizante pe tot.
sau lumini. Reflecta lumina, și a zis că sunt lumini. Vreau lumini, așa. Dar e acum în camera. Vezi oglinda? Vine poliția, ne ia toată marfa. Birmingham sau Birmingham? Birmingham. Acasucă. Toată lumea se plânge de orașul ăsta. Nu le place. Nu le place oraș. Nu le place țara. Da, toate țara. Au străzi în reparații pe aici. Banda aia în reparații, nu? Da. Vinerea, sâmbătă. Lucrez duminica asta, că e cu Black Friday și suntem ocupați, busy rău. De obicei? De obicei nu. Lucrez o duminică, două, pe iar. Acum, de Black Friday. Deci numai de luni până vine, nu? Da. Școală, sâmbătă. Suntem și puțin. Și noi eram puțin în clasă. Da. 15, nu știu puțin, dar nu prea veneau toți. Nu, că sunt ok băieții, dar nu poți să-ți faci o legătură foarte strânsă cu ei. Sunt băieții, fetele, cum sunt. Băi, nu știu. Trebuie câteva mii, nu mi-aș lua o panoramă. Ăsta e orașul Birmingham, nu?